Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România. Ascultați muzica, 100 de melodii ale românilor. Posturile publice regionale vă invită să reascultați cântecele care au rămas în inimile noastre, transmițându-se din generație în generație. Piese care au beneficiat de interpretările de excepție ale unora dintre cei mai mari artiști români. Este și cazul melodiei despre care vom vorbi în continuare. O piesă prin intermediul căreia un craiovean a reușit să câștige admirația unei întregi națiuni. Gabriel Cotabiță a debutat în muzica rock în vara anului 1975 alături de grupul Redivivus, cu care obține succese până în anul 1986, când este contactat de Ionel Tudor pentru a-i interpreta o piesă la festivalul Mamaia. Din acel moment, Gabriel Cotabiță se dedică definitiv muzicii ușoare sau pop. Un moment de cotitură în cariera sa solo se înregistrează în 1988, când lansează primul său album, pe care se regăsea și piesa Noapte Albastră. Și-am întins pe strada noastră un covor de mii de stele doar pentru noi. Luna cuibul ei albastră, cel de flutul de lumină, ce lansează jurul nostru pentru amândoi. Noapte Albastră rămâne una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate piese ale lui Gabriel Cotabiță. Melodia s-a bucurat de un foarte mare succes încă din momentul lansării, fiind una dintre piesele care aveau să-i deschidă lui Gabriel Cotabiță cât mai multe drumuri în muzică. Noapte Albastră rămâne și astăzi unul dintre marile hituri ale muzicii românești, fiind un cântec pe care îl ascultă mereu cu plăcere și cei în vârstă, dar și cei mai tineri. Incredibil. Noaptea albastră, la ora actuală, la mers la spectacole și am mers într-o grămadă de locuri în ultima perioadă, unde sunt copii de 12 ani care cântă Noaptea albastră, frate. Adică este o piesă pe care o știe toată lumea. Cred că singura piesă care o egalează este Drumurile noastre. La nivelul ăla este. În momentul în care îți trezești că primește lumea un cântec în așa fel, băi, este, mă spun, a fost cu totul și cu totul extraordinară starea. Deci ea a fost momentul, punctul cheie al carierei mele. Momentul în care toată lumea s-a deschis. Totul s-a deschis în fața mea. Sigur că sunt foarte multe cântece frumoase pe care toată lumea le iubește și așa mai departe. Au fost și sunt în continuare. Deci Prima iubire și ultima, Încearcă, Ave Maria, care este și acum iubită de toată lumea. Nu să mai spun încă vreo 20 care sunt oricum pe buzele tuturor. Dar Noaptea albastră este cântecul meu de suflet și de deschidere de carieră. Episodul dedicat cântecului Noapte Albastră, în cadrul serialului Eu aleg România. Ascultați muzica, 100 de melodii ale românilor, realizat de Radio România Regional. Puteți vedea și revedea poveștile cântecelor românești care au făcut istorie pe site-ul eualegromânia.ro, pe portalurile și pe paginile de Facebook ale posturilor regionale ale Radio România, precum și pe canalul de YouTube al rețelei Radio România Regional. Proiectul Eu aleg România, ascultați muzica, 100 de melodii ale românilor, dedicat centenarului Marii Uniri, ce va fi marcat în 2018, continuă.